Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar organizat ca de obicei sub egida Admiral Markets. Sunt Liviu Moldovan și l-am ca de obicei alături de mine pe Dorin Roșu. Bun venit, Dorin! Bine, bine te-am găsit, Liviu! Nu te-ai oprit din vânzări. Știi că discutam ieri la început de webinar. Da, hai, mai lasă și tu să mai facă o pauză, știi? E, niciodată. Să facă un rebound, vinzi mai sus, știi? Deci, da. Glumim, doamnelor și domnilor, că atât ne-a mai rămas să facem. Trebuie să facem haz de necaz, pentru că altfel, măcar psihologic și situație financiară sau tensiuni din piețe sau ceva de acest gen, măcar trece mai ușor prin aceste perioade de turbulență maximă. Turbulență maximă poate însemna de multe ori riscuri în creștere, motiv pentru care o să vă citesc această avertizare de risc. Instrumentele Forex și CFD sunt complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. Asigurați-vă că înțelegeți, deci, pe deplin, toate aceste riscuri implicate. Tranzacționarea Forex și a CFD-urilor este riscantă. În acest context, prezentarea video la care asistați nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau o recomandare de a investi, nici long, nici short, nimic, deoarece nu reprezintă altceva decât niște opinii personale ale lui Dorin și ale mele. Prezentarea video are deci un caracter, deci strict, un caracter informativ și educațional. Atâta tot. Mai departe, cele două argumente pentru sau în favoarea Admiral Markets. Cel mai bună ofertă pe indici, DAX 30 din Germania, CFD-ul aferent indicelui german, poartă un spread tipic de doar 0,8 puncte în timpul sesiunii principale de tranzacționare. Pe piața Forex, 0,6 pips, spread tipic pentru euro-dolar, fără comision, pentru conturile trade.mt4 și trade.mt5. Ok. Mergem acum în piețe. Să vedem ce se întâmplă. Mai bine nu mai mergem în piețe și nu mai vedem ce se întâmplă. Pentru că ce vedea, să vedem numai dezastru. Da, vedem că noi suntem tauri, vedem numai roșu în fața ochilor, știi? 9,6 pe minus, aproape 10% DAX 30 din Germania, FTSE 100 CAC 40 de la Paris, 10,2% pe minus toate astea, 11,2% Italia, da? MIPEL-ul, indicele milanez, cu o deschidere a Wall Street-ului de asemenea extrem de adânc în teritoriul negativ, peste 8% pentru Dow Jones, 6,9% S&P 500, 6,2% Nasdaq Composite de tehnologie. Eu vă spun ceva. Ne-am tot obișnuit cu dinamici procentuale din acestea mari în perioada recentă și trebuie să revenim cu picioarele pe pământ. 6% să scadă un activ, să zicem o acțiune, e mult. Și acea acțiune, de regulă, exceptând știri, anunțuri financiare, lucruri de genul ăsta, iar acea acțiune, când scade așa, este de regulă de mâna a doua, să spunem. Da? Nu îi face parte din, nu e blue chips, e mai mic, cum ar fi la noi pe piața locală de capital, acțiunile din categoria aero sau din piața aero. Da? Adică lucruri de acest gen. Nu neapărat pink sheet, cum e la american, dar oricum, zona intermediară. Însă, bun, deci aia e o acțiune care scade așa și este una extrem de volatilă și scade mult, 6%. Dacă să vezi 6% sau peste, sau 10%, cum e cazul DAX-ului, pentru un indice, this might be once in a lifetime. Asta încerc să vă spun. Lucruri de acest gen s-au mai întâmplat în vreo câteva sesiuni imediat după falimentul Lehman Brothers. Undeva în octombrie 2008, mi-aduc eu aminte, când indicele VIX a făcut acel maxim istoric.
Mai departe, aproape 5% scădere pentru WTI, 6,12% pentru Brent, euro scade 1,1130, să zicem, grosomodo, cu peste 1%, 1,2%. Aici numai că se refugiază lumea în dolar, crește dolarul, nu, e dezamăgire față de, să spunem, planul sau măsurile anunțate de Christine Lagarde odată cu ședința Băncii Centrale Europene care a avut loc astăzi. Poate părea counterintuitiv, dar în opinia mea așa stau lucrurile, până și aurul scade cu 3%. Se iese din orice fel de clase de active, se intră, nu se știe unde, pentru că nici măcar yield-urile sau yield-urile titlurilor de stat americane cu scadență la 10 ani nu scad în mod deosebit, să zici că se bulucește lumea acolo. Să vedem. Împănăm pe parcursul webinarului atât aspecte tehnice cât și fundamentale. Eu am vorbit suficient. Dorin, ai cuvântul. Mulțumesc, Liviu. În legătură cu DAX-ul, că tot am spus, o să trec repejor. DAX-ul, într-adevăr, mai mult cred că ajută o planșă pe termen mai scurt. Spuneam ieri și nu numai de potențialul acestui inverted head and shoulders, care în mod foarte evident nu mai este valabil. Și deocamdată, pe termen scurt, după depășirea acestui minim și până la urmă, deci după depășirea, să spun, nivelului 10.434, mai ales a minimului 10.182, pe termen scurt, nu prea mai am alte puncte de referință. Poate această fază de consolidare, în ideea în care ar reveni pentru un throwback, să-și continue scăderea, dar în rest, pe o planșă de H1 și nici de H4, nu cred că nu am de adăugat prea multe. Pe daily, un eșec în a rămâne în intervalul RSI, deci practic un potențial in bold oferit de acest indicator este scos din calcul în momentul de față și... Aici o scurtă paranteză, te rog. Te rog. RSI, ok, ne uităm pe el, dar trebuie să ținem cont de un aspect. Te rog. RSI-ul face parte din categoria oscilatorilor. Și noi acum suntem pe o piață, într-o piață cu un super trend. Deci trebuie interpretat așa, take it with a grain of salt, cum spun americanii. Exact, exact. Era așa ca by the way, pur și simplu un alt instrument. Da, asta vreau care... să vă înțeleg. Adică am putea să spunem, domnule, căutăm un argument, fie pozitiv, negativ, în și indicator și iată mesajul lui. Da, da. Cred că și pe weekly e... Da, pe clar. Weekly, nu. Da, e oversold, dar deja iarăși avem super trend și pe weekly, deci n-avem. Da, acum, da, aici ar merge, da, am zis că fac o paranteză scurtă, să-ți termin tu ideea și după vin eu cu o completare. Da, păi termin în curând, adică nu vreau să zic doar că poate aici totuși se gândește, undeva aici, când spun aici mă refer la 9.000, să spunem, 300 sau un, hai să spunem, 9.000. Deci unul dintre aceste două niveluri poate, tehnic cel puțin, din punct de vedere tehnic, va reuși să stăvilească scăderea. Pentru că în rest, deocamdată, este pentru mine cel puțin o fază de așteptare. Nu, adică cine... este în piață bine poziționată în regulă. Acum trebuie așteptat puțin calm. Te rog, Liviu. Spuneam de categoriile de indicatori. Hai să ne uităm pe unul, dacă vrei. Da. Tot pe DAX, da? Că așa. Îl avem în față, dar să punem Directional Movement Index. Trend. A, trend, să vede că... unde ești, domnule? Directional? Al doilea. Ah,
Ok, gata. Așa, pentru cei care ne ascultă, ca să știi, am renunțat de foarte mult timp la indicatori. Pentru început au ajutat, după care am rămas la price action. Dar... Bine, sunt mai multe stiluri, deci nu... Asta, da, nu, dar e ce că e. Care indicatorul ce, cum, care și de-asta să nu... Ah, da, nu e problemă. Așa, bun. Eu, ăsta este un indicator de trend. Care eu, da, 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 exact. Pe care eu l-am folosit de foarte mult timp și mă uit cu atenție la el cu o frecvență destul de mare și acum. Pe weekly a început un trend să puternic. Să dau un zoom in ca să vedem. Așa. Da. Te ajută. Pe weekly a început un trend puternic. Să vedem pe daily mai degrabă. Că aici situația încă nu e la niciuna din extreme. Da. De câți ani de zile n-am mai avut o intensitate atât de mare a liniei de trend? Cea verzulie, să zic așa. Am de foarte mult. Da? De aici, de undeva, adică din 2019 a fost o... E mai sus acum decât atunci. Ah, dacă ne referim la nivel în sine, a, da. Da, 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 a, da. Atunci, deci mulți ani în urmă, da? Deci e o valoare statistic mare, da? Pe graficul daily, asta ne induce ideea că, băi, să cam apropie de final trendul ăsta, că nu poate să crească la infinit, da? Ori o tranzacționare laterală care să mai stingă din așa, ori, în fine. Iarăși, distanța dintre plus de X și minus de X, de X este, din nou, statistic mare. Pe graficul daily ne spune, bă, s-ar putea mai scădem un pic, o zi, două, trei, după care sunt ceva șanse să ne stabilizăm, sau cel puțin să ne stabilizăm. Însă, dacă mergem pe weekly, te rog, da, constatăm că mai e loc. Mult. Știi? Da. Acum, trebuie... văzut un aspect. Revăzut graficul cu indicatorul mâine ca să includă în totalitate sesiunea de azi cu închiderea ei și așa mai departe. Asta este interpretarea corectă. Asta e ce v-am spus așa. Acum e ca un preambul, ca o invitație de a urmări fotografia aceasta după închiderea sesiunii de astăzi. Asta este. Și e unul din indicatorii de trend cei mai puternici, în opinia mea. Și putem merge mai departe. Hai pe euro, că avem... Știu că l-am folosit și eu mult timp pe ADX, scuze, când la începuturi, dar și erau între favoriții mei. Dar știi unde n-a mers la mine? Unde? Pe intervale scurte. Pe H1 sau pe... Nu, știi, adică dădea... multe semnale false, știi? Mm-hmm. Știu că foloseam și atunci pe plan și pe mai un H4, cam așa. Dar... intraday și astea, nu. Tranzacționare pe perioadă mai mare. Grafic daily, weekly, absolut genial. Pentru categoria de trader care nu fâție pozițiile de 5 ori pe zi, în sensul ăsta. Deci mai degrabă asta, undeva da, între trader și investitori. E genial indicator. Oricum, bun, mi-a părut bine să-l revăd. Ia să vedem pe euro un semn. Mi-a transmis că și lui a părut bine că te-a văzut. Ce drăguț. E cum se cade, știi? Da, da, da. Așa, avem dezamăgire, am spus, pe euro-dolar, dat fiind faptul că a venit Banca Centrală, ședință, politică monetară, cotare, n-au redus dobândă, nimic, da? N-au redus dobânda, au venit cu o suplimentare a programului de quantitative easing în valoare de 120 de miliarde de euro. Păi, nici dobândă fâțuită, doar 120 de miliarde de euro, parcă nu. Deci când vezi dacă că pică cu 10%, nu cred că 120 de miliarde e vreo mare sumă pentru zona euro. Și ca să determine investitorii să zică, bă, stați un pic, ăștia-s determinat să facă treabă. Deci, hai să ne terminăm cu scăderile și să ne vedem de treabă. Nu.
Treia mai mult, din punctul meu de vedere. Nu știu, undeva 300 de miliarde, poate 500, nu știu, zic și eu, nasometric, știi? Da. Ca să uimească piețele, știi? Da, să fie o surpriză, într-adevăr. Dar... surpriză prin dimensiune, știi? Cum a încercat Hank Paulson să facă în iulie 2008, când Fannie Mae și Freddie Mac erau cu un picior în groapă, s-a dus în fața Congresului și a zis, dați-mi atâția bani, putare, și a zis, bă, dar de ce îți trebuie atât de mulți bani? Dom'le, e bazooka plan, că dacă te duci și vrei să speri un grup de răufăcători cu un pistolet, degeaba. Nu, dacă vii cu o bazucă, ăia să sperie și... Deci asta e, ca să faci impresie. Da, unde da. Nu a reușit, știi? Și asta a fost dezamăgirea și din cauza aceasta zic eu că avem pocneala asta pe, pe EU. Știi? Acum, nu e că, domnule, introduc 120 de miliarde și de-aia scade moneda. Nu, pentru că asta se știa deja că o să vină cu măsuri de acest gen. Deci era pus în preț. Oricum, și după raliul pe care l-a avut, zic eu că nu-i strică să revină puțin cu picioarele pe pământ. Adevărat. Cam asta da. E. Și din punct de vedere... Te rog. Nu, când ajungem la american. Continuăm. Adică ok. Vreau doar să zic că din punct de vedere tehnic, da, ce spuneam, că e un nivel foarte important și cam greu prețului să reziste deasupra lui. Poate la un moment dat, mă refer la acesta, la 1.1390 pe grafic. Bineînțeles, nu este exclus ca finalmente să reușească, dar cel puțin din prima tură nu a reușit acest lucru. Și exact cum ai spus și tu, după un asemenea raliu, după asemenea apreciere, mai trebuie să și revină. Un prim semnal a fost această foarte, foarte puternică lumânare de scădere, iar acum prețul a ajuns în această zonă a fostei, sau mai bine zis, fostei zone de triplă rezistență, da? 1, 2 și 3. Iar dacă va reuși să consolideze și să treacă sub respectiva zonă, s-ar putea să asistăm la continuarea deprecierii, o primă țintă fiind un 1.099 și, bineînțeles, invers, dacă totuși vom asista la o retragere destul de zdravănă și la o confirmare ca suport a acestei foste zone de triplă rezistență, atunci o apreciere într-o primă instanță până este posibilă. Da? Din nou, sunt potențiale tehnice, nu sunt sfaturi de tranzacționare, da? Doar să înțelegem mersul și de ce s-ar întâmpla un anume lucru, da? Dacă taurii ar reuși să stabilizeze prețul peste această zonă, atunci, într-o primă instanță, ar fi posibil ca prețul să se extindă până la 1.1216 și dacă reușește sau reușesc să duc prețul peste acest nivel, putem să ne gândim că un 1.1329, da? Adică 23-ul, Fibonacci ar putea deveni următoarea țintă a taurilor. Dar e interesant de văzut cum se va închide această sesiune. Iar pe termen scurt, deja avem clar, să spun așa, câștigat o bătălie pe termen scurt din nou a urșilor. Urșii, practic, au reușit să invalideze această mișcare de creștere. Dar acum, din nou, trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu se știe niciodată, chiar și pe termen scurt, observa acest nivel, da? Putem avea surprize, putem vedea cum taurii ne surprind, da? Și revin în forță. Sau da, măcar să plece urșii. Da, da. Știi că acum pe bune, e epidemie de urși. Da, da, exact. Cam mulți, în opinia mea, știi? Da, da, pe toate instrumentele, exact. Urși. Unde sunt taurii? Da, nu, rectific. Dat fiind faptul că scăderile importante, scăderea atât de amplă au loc pe toate continentele, nu e epidemie de urși, e pandemie de urși. Da, apropo de update-ul, da. Și
Cam asta e situația. Apropo de update-ul de aseară al Organizației Mondiale a Sănătății și motivația principală pentru care pocnesc acum, sau au pocnit acum toate piețele, este Donald Trump. Da? Sau cele spuse de el, cele decise. Cu alte cuvinte, băi, voi europenilor, gata, de vineri nu mai puteți intra în țară, în țara mea, cum ar fi, în America, da? Nuanțare ulterioară, discuția este doar de țările din Uniunea Europeană care sunt în acordul Schengen și se exceptează de la această impunere Anglia. UK. Da. Și Irlanda, logic, că e din regat. Nu Irlanda de... și Irlanda de Nord, da? Și vine chestia asta și ridică așa un semn de întrebare. Bă, dar de ce? Că nu e Anglia vreo insulă din asta... Izolată sau super. Izolată de coronavirus și... Deci, au cazuri și sunt cazuri serioase, știi? Să spune, domnule, da, față de Franța, față de Italia, nordul Italiei și așa, situația e mult mai lejeră acolo. Bine, dar e lejeră și în Belgia. Aia ce ghinion au avut să nu beneficieze de o exceptare. Și aici este caracterul acesta, nu știu cum să-l definesc, al președintelui Trump. Feroce. Conservatorii sunt la putere în Marea Britanie, că au câștigat alegerile din Belgia și premier un ultraconservator, Boris Johnson, prieten cu domnul Trump. Și uite cum se face politica externă, știi? Da. În discursul lui de azi noapte la noi, seară pentru ei, evident. A venit Donald Trump, Donald Trump nu a venit și cu niște chestii, cum să spun, consistente pe parte de sănătate, da? În sensul de, domnule, o să facem rost de teste din alea, paturi de spital, să îmbunătățim, să mobilizăm la maxim ca să... Nimic, mai nimic pe povestea asta și atunci zic că lumea se teme, știi? A anunțat program că sprijinim IMM-uri și nu știu ce, ok, dar pe partea de sănătate subțire. Și plus chestia asta cu Uniunea Europeană și a amenințat că spunând că în afară de cetățeni care nu mai au voie să intre, o să constatați voi, americanilor, ce cantitate imensă de bunuri nu o să mai, europene nu o să mai pătrundă în, pe teritoriul Statelor Unite. Asta nu poate să fie, nu poate să dea pozitiv creștere economică, motiv pentru care avem ceea ce avem acum în piață. Da. Mai ales pe și hai să traversăm oceanul, zic. Iar traversăm oceanul. Ops. Așa, aici. Păi, e cam același lucru în principiu. Adică, e chiar un pic mai trist. Doar dacă nu ne salvează această liniuță, deși nu cred. Da, nu. N-are cum. Da. Păi, e cam același lucru. Da? Adică am un minim precedent și suntem deja pe weekly, atenție. Am un minim precedent situat foarte aproape de ca nivel față de un alt minim care, iată, a permis o apreciere sustenabilă după ce a fost confirmat de suport. Dacă am trecut sub el, e adevărat, dacă revine și închide deasupra acestui minim, poate fi oferită interpretarea cum că urși, că tot am zis de ei, au încercat, n-au reușit pentru că au venit aure și le-a dat una peste nas și au zis, domnule, gata, v-a ajuns. Și în felul acesta am putea spune, da, domnule, a fost creat un minim aici, totuși piața a reușit să închide deasupra minimului precedent, hai că mai există ceva șanse pentru o, cum ziceai și tu, consolidare sau poate chiar o apreciere sau poate chiar un bottoming, etc. Dacă însă vom vedea scăderi în continuare și, practic, o trecere hotărâtă sub acest minim precedent, atunci, da, din nou, ar fi cam complicat de spus, mai ales în contextul unei scăderi care nu are frână, practic,
unde ar putea să fie următorul suport. Uitându-ne pe grafic, o primă zonă posibil ar fi 20.466, dar am mai avut și alte zone de care am discutat, uite, ar putea să fie aici foarte important. Și a trecut și... prin ele ca prin brânză, da. Exact, aia vă spun, ca prin brânză a trecut. Și atunci, iar pe termen scurt, nu e din nou, adică ce poți... N-ai de ce să te agăți pe termen scurt. Da, nu, cam complicat. Nivelurile de suport s-a atinse cu mult timp în urmă. Degeaba ne uităm pe H nu știu cât, că noi suntem acum la minimele sesiunii și nu avem cum să le prindem pe alea vechi. Hai să revenim puțin pe weekly, te rog. Da. Și să zoomezi un pic. Adică să lărgești. Să... Așa. E, uite, ce am avut în decembrie 2018 și ce nu avem acum. Capitulation. Da? Ai, deci, da. Uite, o sesiune cu un minim foarte adânc, terminată bine, sesiune, interval, că suntem pe weekly, da? Da, da. Încheiat bine și după aceea revenire abruptă. Asta poate fi un exemplu de capitulation. Bine, în fine, un pic impropriu, dat fiind faptul că suntem pe graficul weekly, dar să zicem că putem extinde principiul. Da? Și trebuie să avem, să ne fixăm imaginea. Da? Bă, grafic cam așa ar arăta. De genul ăsta ar arăta o capitulation. Lucru pe care nu-l vedem acum. Ah, da. A încercat undeva pe aici, dar cam atât. A fost o tentativă și noi am comentat-o, că ar putea, dar da. Avem o întrebare, să mergem la aur. Ok. Și zice cineva că, citez, este cineva care se joacă pe piața aurului împotriva sentimentului pieței. Asta demonstrează cât de puternici pot fi unii pe piață. Ce forță speculativă! E foarte probabil să fie un fel de cartel. Au ras micii jucători, iar acum sunt pregătiți pentru un profit ulterior enorm, conform trendului. Da, am încheiat citatul. Nu știu dacă pot să achiesez, fără supărare. De ce ar crește? Simt cumva dezamăgirea că nu crește aurul. Pe semne că dânsul o fi... long, nu știu, și dezamăgit de faptul că, uite, scade și nu se confirmă ideea. Îmi pare rău pentru situația aceasta. Ideea este că, și am mai spus, aurul crește în câteva condiții sau îi trebuie ceva, catalizator, ferment în spate ca să aibă în ce să-și alimenteze creșterea. Teama de inflație, adică ai creștere economică bună și inflație și așa și banca centrală nu crește la timp dobânda ca să mențină inflația în frâu, să nu scape din prețuri, sau situații de geopolitică, lucruri de genul ăsta, tensiuni. Și atunci vine activ de refugiu. Păi, acum nu e un mare activ de refugiu, n-are cum. La concurență cu titlurile de stat americane, pălește orice fel de refugiu al aurului. Și se vede asta... Uite, de câteva sesiuni, dolarul este un, sau a devenit, sau redevenit un activ de refugiu și trecem acum. Ți-am dat un link, dacă te poți uita, te rog, pe chat. Acum, da. Și vreau să clarific un aspect. Se vede, da? Am spus la începutul webinarului că, domnule, uite, tipurile de stat la 10 ani, randamentele... nu au scăzut, adică n-a fost presiune pe cumpărare. Când bidul, ascul, da, cotația unui bond crește, randamentul scade. Asta știm. Deci n-a fost așa. Da, dar ele erau pe termen lung. Pe termen scurt, ce vedem? Ce avem noi aici? Suntem cu dobânda la 100-125 de puncte de bază și avem aproape 90% probabilitate să fie adusă la zero. Da? Vedem. Intervalul 0,25 cu 88,9%. Asta la ședința de săptămâna viitoare, pe 18. Adică se reducă cu 100 de puncte de bază, cu 4 pași. This is insane. Greatly insane. Știi?
a mai fost o situație acum vreo săptămână în care titlurile la 10 ani ajunseseră la 0,37% și tot așa pe se piața punea în preț aducerea dobânzii la zero. Știi? Pe la jumătatea sesiunii s-a mai schimbat lucrurile, vedeți că astea se schimbă. Deci dăm peste jumătate de oră, mai ales în perioadele astea de volatilitate, se fâție procentele astea aici. Și aia a fost o bulă. Speculativă. Da? Pentru că acum, 0,7%, la 10 ani, mi se pare, cum să spun, un nivel cât de cât justificat față de 0,37, care era o nebunie. E, s-ar putea să fie nebunie și aici. Sper că dacă nu o să mai pună în preț așa ceva, va scădea această probabilitate, da, această șansă. Randamentele pe termen, astea sunt pe termen foarte scurt, vă dați seama, titluri de stat. Randamentele o să înceapă să crească și atunci o să ribondeze și Dow Jones. Piața, Wall Street-ul, DAX și toate și așa mai departe. Cam ăsta e mecanismul, asta vreau să nuanțez aici. Iar asta spune clar, activele de refugiu sunt titlurile de stat, nu aurul. Cu aurul, când o crești, o să fie o altă poveste. Da. De care deocamdată nu se întâmplă. Și oricum, bun. Tehnic care... Îi trebuia și lui o corecție aurului, pur și simplu, adică totuși. Trebuie să că mai scade. Acum e momentul unei consolidări, unei corecții. Scuze, te întrerupsesem. Nu, eu terminasem, te rog, continuă. Păi asta mai să spun, adică dacă ne uităm așa simplu, da, fără prea mult rocket science, observăm la un trend ascendent, consolidări, se duce frumos, mai consolidat așa, după aia mai crește, după aia intră într-o fază corectivă de consolidare, după aia crește, da, și deja a atins un maxim și e firesc. Chiar în contextul dat cu volatilitate crescută, într-adevăr, arată un pic mai altfel, e mai aprigă această de scădere. Dar totuși este o scădere, până la urmă, iată, crește, se oprește într-un maxim, începe să scadă, să corecteze. La fel și aici, crește, maxim corectează. La fel și aici a crescut. Și acum e, da, ciclul pieței să scadă, să corecteze, să revin. Și trendul până, mă rog, cât timp rezistă trendul ascendent. Dacă la un moment dat se întâmplă ceva și trendul ascendent e sfârșit, atunci, da, discutăm altfel. Dar deocamdată, această scădere a, tehnic vorbind, a aurului, este una de așteptat. Ce e mai puțin de așteptat, dar devine de așteptat, dat fiind contextul, ca să mă repet, e volatilitatea. Da? Cade un pic cam repede, da? Dar asta e situația. Volatilitatea e la stele, ca să mă exprim așa, pe toate piețele. Și hai să vedem instrumentul zilei. Yeah. O nouă rubrică inaugurăm. Hai să ne uităm pe Bitcoin. Ca să mai... Ai, nu știu dacă îl am aici. Trebuie imediat. Să fie. E, nu, adică trebuie să dacă îl pun eu, dacă l-am... Se rezolvă, unde ești cripto? Bitcoin USD, ăsta e. Uh-huh. Și... O, da. E, frumos. Frumos. Așa. Dă-i. Așa, și... Avem vreo 23%. Da? Scădere. Frumos. Da? 23 la, nu la minimul sesiunii, zic în momentul ăsta, da? Da, 23, da. Și aici vreau să eliminăm un mit. Da? Sau chestia asta ne ajută să eliminăm un mit. Că, domne, s-a spus multă lume că este activ de refugiu. Că băncile centrale fac nu știu ce, tipăresc cu nemiluita și, domne, ne trebuie un activ de refugiu, că e aurul și alea prea tradiționale. Uite, domne, aici instrumentul la modă care ne protejează de dacă vine taifunul. Uite, poftim. 23% într-o zi, activ de refugiu. Safety. Da? The safe haven, cum spun americanii. Uite. Și din punctul meu de vedere, cred că este quod erat demonstrandum aici.
Este un activ pur speculativ. Atât. Orice, ca un futures pe orice vreți dumneavoastră. Numărul de păpădid în poienița cu tare. Whatever. Nu contează. Și este un activ pur speculativ. Da. Dar totuși, nu știu, eu cumva totuși, nu este o glumă proastă, nu contează. Deci că totuși mă simt protejat. Nu știu, am așa un feeling. Nu glumesc absolut. Da, este... Evident că până la urmă și el are, suferă de același efect, dar da, e bine că mai taie din vocile, domne. Da, și prostiile care se afirmă. A. Da? Comunități întregi unde, dacă citești ce se întâmplă și ce opinii sunt pe acolo, da, da. Și e cu mâine de cap. Da, pământul e plat, adică, știi? Da. Uneori mă gândeam că ar putea să... Da. Bine, cred că ne lungim cu alte glume, dar mă gândeam că ar putea să fie, la un moment dat, pământul piramidal, știi? Adică cumva e între, știi, între place. Da, pământul, da, da, să, nu, să fie piramidă, dar invers, nu sistem piramidal, știi? Ah, da, 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 exact. Da. 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 Cam atât pentru astăzi. Nu avem, n-are sens să discutăm indicatori macroeconomici sau știu eu aspecte de acest gen. Nu se uită nimeni la, da, la chestiile astea. Dar aici trebuie să uită lumea. Aici, da. Aici e musai. Și la final, un scurt comentariu, doamnelor și domnilor, vă rog, nu ne interpretați greșit că mai și glumim pe aceste, în aceste vremuri, dar... Repet, psihologic, cred că este calea cea mai bună să ne păstrăm, dacă vreți, echilibru și psihologic și să nu fim afectați, să nu fim biased, să zic, să mă exprim în așa fel, în aceste vremuri tulburi. Încercăm și noi să îndulcim puțin amarul celor care se simt în nesiguranță sau suferă pierderi sau lucruri de acest gen. Atâta tot. Nu e. În rest, analizele și astea le facem și le tratăm cu aceeași seriozitate ca și până acum. Absolut. Dorin, mulțumesc frumos pentru participare. Mulțumesc și, Olivia. Sperăm mâine să vedem o altă culoare. Pentru piețe. Doamnelor și domnilor, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, veți putea urmări acolo înregistrările, apăsați pe acel clopoțel astfel încât să primiți pe mail notificările de fiecare dată când actualizăm contentul de acolo. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit, ne reîntâlnim mâine. Sunt Liviu Moldovan, o zi cât mai bună vă doresc!